eu am făcut un calcul la nivel de federație, noi avem acum clasificate 101.000 locuri pe litoral. A fost 120.000, odată cu criza financiară din 2008 s-a prăbușit și numărul, multe s-au închis, au, după aceea datorită investițiilor am ajuns la 101.000 de locuri pe litoral, acum după stat, clasificate, vorbim de clasificate. Dintre aceștia, numai 5.000 sunt încălzite. Aici este mare diferență între noi și, și bulgarii. Bulgarii au un litoral construit după anii, după anii 90. Noi avem un litoral construit după anii 70. Din ceea ce știm la ora actuală, în Bulgaria vor merge în jur de 2-3.000 de români în această mini-vacanță, în timp ce pe litoralul românesc avem pregătite aproape 40.000 de locuri. Sunt 50.000 în hoteluri de locuri și 10.000 deja sunt vândute la Vama Veche. Câmp sau picioare, că stau. Deci asta e ultima statistică. 1 mai are doi poli. Și n-are rost, încă o dată vă spun. E altceva. Haideți să ne referim că până la urmă camera de hotel vara, omul vine într-un tricou și șlap, nu? Cu un rucsac, nu ești iarna să ții și 10 paltoane după tine și 5 perechi de vacanță. Nu numai camera de hotel contează până la urmă, ci și serviciile, ceea ce îi dai, la ori inclusiv ce îi dai să mănânci. Nu ne mai comparăm. Nu mai vreau să o comparație cu Bulgaria. Eu vă invit la mine la ori inclusiv, vă invit la mine la la carte și o să vedeți servicii în care, într-adevăr, sunt cu mult, cu mult, pentru ceea ce, comparativ cu ceea ce oferă Bulgaria. Și nu vă spun eu. O să pun turiștii să vă vorbească, cei care au fost și în Bulgaria și cei care vin la mine. V-a spus că pe litoral vor fi undeva. E greu de estimat. Știu câte locuri sunt pregătite. Deci avem 40.000 de locuri pregătite. Câți vor veni, e mai greu de spus. De ce? Pentru că întâi, sărbătoarea de 1 mai anul ăsta pică și cu Paștele. Prin tradiție, românii de Paște stau acasă. După aceea să plece pentru o zi sau două va fi destul de dificil. Și din cauza asta, 1 mai a devenit anul acesta un eveniment de last minute, care este meteodependent. Dacă va fi soare și frumos afară, vor veni. Dacă nu, nu. Vă spun, în Mamaia sunt toate cluburile deschise. Avem festivalul care an de an se ține și mâine am o întâlnire cu el. Chiar l-am fost cu prima sâmbătă. Se-i raportăm, să-i dăm așa un număr de turiști ca să se poată organiza unul. În rest, toate cluburile sunt deschise, să știți. Mamaia, că vorbesc de mazăre, asta a făcut. Deci am dat niște evenimente, dacă vreți, în care tinerii, că sunt din București, marea majoritate, însă vin și din partea Moldovei, chiar și de la Iași, chiar și de la Cluj, dar nu atât de mulți. Pentru că nu au cu ce să vină în această perioadă, nu mai avem cursuri de ceartă, Cluj, Cogălnicea. Și nu merg trenurile. Cum? Nu merg trenurile. Acum, dacă mergem spre sudul litoralului, bine, mă mai atrage și Năvodari. Cluburile sunt acolo, la graniță. Dacă venim la Efure Nord, Efure e sud. Vreau să știți mai bine că aceste două stațiuni au fost stațiuni familiale. Întrebarea este, vă lipsesc astfel de evenimente și în restul litoralului pentru a face turismul să se simte mai bine? Personal aici cu investiția aceasta, nu lipsesc aceste evenimente. Pentru că oamenii vin la odihnă, vin la tratament. Și dacă vreți ca o cugetate, vă dau calculatorul să vedeți că pe toată perioada de la închiderea sezonului estival, ca să zicem, de la, hai să zicem, 1 octombrie, eu, începând de joi, chiar am avut camere libere. Solicitarea a fost extrem, extrem de mare. Bine, și politica noastră tarifară a fost în folosul și în de partea turistă. Dacă e o noapte, poate să te coste 250 de lei în Mamaia, la un hotel de 3 stele, cu mic dejun inclus, vorbim de cameră, atenție, care are două persoane, adulte și cu facilități pentru copii, care până la 5 ani poate fi gratuit, la micul dejun și cazare în cameră și așa mai departe. Dacă omul, un turist, vrea să stea 3 zile, cu siguranță îi facem o reducere la 200 de roani. Pe noapte. Și atunci el își alege. Stau o noapte, plătesc 250, stau 3 zile, pot să iau cu 200. Pe sau 220. Adică asta sunt pachetele, nu sunt ca vara. Deci poate porni de la un 40 de lei pe noapte într-un hotel de 2 stele în sudul litoralului. Așa și poate să ajungă până la 1500 de lei într-un hotel de 5 stele de lângă cluburi. Normal că familiile cu copii vor hoteluri de 3 stele cu, de regulă, all inclusiv, de aceea și all inclusiv
a crescut foarte mult în pondere în acest an. Ieftin și bun. Da. Iar tineretul și cei care nu au copii vor zone de unde este entertainment, tineretul, Mamaia, Năvodari, Vama Veche, unde sunt mijloace de entertainment deosebite pentru ei. De la Eforie la Mangalia avem de-a face cu turiști de o vârstă care vor mai multă liniște, mai puțin entertainment. Un tratament în spa. Sau ce vacanță vor pentru perioada asta? De regulă este, pachetul de regulă este de 5 nopți, minim, dar pentru tratament poate ajunge și la 2 săptămâni. Adică asta că tratamentul am făcut 3 zile și ceva se simte, este un fel de vis neadevărat. 2 săptămâni minim, dacă depinde și de afecțiune și de, dar cei care fac tratament oricum stau minim o săptămână, 10 zile. Sunt pachete pentru 3 nopți, includ cazare cu demi-pensiune, mic dejun și prânz, accesul la zona de spa, brunch-ul Pascal, întâmpinarea din noaptea de înviere cu roșii, cozonac, vin, pască și un discount de 15% la terapiile spa achiziționate individual. Atenție! Dacă facem câte zile? 3. Dacă facem un calcul, vine camera undeva la 300 de lei, mai puțin de 300 de lei, în care intră micul dejun, demi-pensiune, prânz sau cină, ce alege omul, inclusiv intrare la spa, ce spune domnișoara, gratuit, inclusiv masa Pascal. Deci, scuzați. Un pachet pentru 2 nopți, ce, da, de 3 nopți, de la 1726 de lei. Mai ieftin. Ce n-am atins? Pentru 2 adulți.